Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Brașovul Tău. Păi, dacă este vorba despre Brașovul Tău, telespectatorule brașovean, și nu numai, pentru că emisiunea se vede și dincolo de granițele județului nostru, atunci ne-am gândit că este frumos să prezentăm și viața unui sau unor brașoveni care nu sunt neapărat politicieni, care nu sunt neapărat autorități publice, ci care sunt oameni normali, dar oameni pasionați de o meserie, oameni cărora le place să facă, sau le-a plăcut, le place să facă în viață ceva care îi definește. Un astfel de om se numește Zoltán Adam, o să îi spunem Zoltán Adam sau Zoli, pentru că e mai familiar, așa spus. Iar pentru noi este ceva inedit, fiindcă astăzi domnul Zoli n-a venit singur la emisiune și de obicei scaunul de lângă mine este ocupat de un singur invitat, fiindcă nu în cap doi invitați, dar de data aceasta în cap. Invitatul este o cățelușă, se numește Lizzy și vreau să-i salut pe amândoi. Bine ați venit, domnul Zoli, bine ai venit, Lizzy, la noi la emisiune. Sărbătoare, mulțumim frumos pentru invitație. Cu mare drag, pentru noi este ceva chiar special să avem și o cățelușă invitată care stă extraordinar de cuminte și bănuiesc că în premieră este pentru ea această postură de a se afla la o emisiune. Spuneam la început că vreau să prezint sau vrem să prezentăm oameni care sunt dedicați unei meserii. Domnul Zoli este medic veterinar. Este medic veterinar care evident iubește animalele, altfel n-ar fi venit cu cățelușa aceasta extraordinar de cuminte și care, zic eu, chiar dacă nu știu foarte bine, a făcut o pasiune din această profesie. Vă rog să-mi spuneți dacă este așa sau nu. Așa este. A fost un vis de al meu din copilărie să devin medic veterinar. Nu știam pe vremea aceea cum se spune medic veterinar și la grădiniță când m-au întrebat pe fiecare de fapt. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Unui polițiști, aviator. Doctor. Eu am vrut să mă fac doctor de porci pentru că nu știam că se spune medic veterinar. Iar prietenul meu cel mai bun, tot Zoli îl chema pe vremea aceea, îmi spunea că vrea să fie indian. Da, și este inginer silvic în Canada, deci se apropie. Am reușit și eu, da. Cu puțin efort am reușit. N-a fost foarte ușor drumul, pentru că în anii aceia se intra destul de greu la facultate. Așa este. Acum se... Așa este. Ușor. Dar nu v-ați lăsat, n-ați intrat din prima, din câte știu? Nu, n-am intrat din prima, am avut 5 încercări, am dat București, Cluj, București, Cluj, București. Și când am intrat ultimul a 132-lea cu 950. Deci e o chestie să fii pe linie. Nu, dar pe mine mă surprinde altceva, acel 950. Deci ultimul cu 950, adică s-a intrat cu niște medii foarte mari și standardele, știm foarte bine, erau extrem de ridicate. Era o concurență mai și mare. Și concurența era acerbă. Și am terminat liceul Unirea, deci un liceu teoretic, la secția mecanică. Bine, asta nu înseamnă că pot să diferențiez un strung de o freză, dar pentru că nu am făcut facultatea, liceul de specialitate, a trebuit să lucrez un an în producție ca îngrijitor de animale. Deci în cartea mea de vizită scria lucrător necalificat în zootehnie. Bun. Ca să ai dreptul să dai la facultate. Altfel trebuia să ai liceul făcut la Prejmer, liceu de specialitate. Așa că am lucrat și la lopată, la hârchiu, la ferma de porci. Bun, deci până la urmă tot la porci ajungem, ca să nu să vă faceți doctor de porci. Da. De unde pasiunea asta pentru animale de mic? Nu v-ați născut la țară? Nu. V-ați născut? La nici oraș. Părinții nu sunt... Nici părinții nu sunt... Da, ca să ziceți că aveți părinții într-un sat undeva unde se creșteau animale, fermă, zootehnie. Da, așa m-am născut. Mi-a plăcut pur întotdeauna simplu. Natura. Am pasiunile acestea. Natura, pescuitul, animalele, să le observ. N-aș putea să le vânez. În schimb, mă tot gândesc să mă apuc de vânatul lor cu aparatul foto. Să vânați imagini frumoase. Da. Pasionat de arta fotografică.
Da, sunt pasionat, am făcut și Școala Populară de Artă, secția grafică, deci așa, mai artist. Bun, artist, m-aș aștepta să văd la dumneavoastră acasă tablouri cu căței, cu pisicuțe, cu animăluțe, nu, sau nu neapărat... Nu mai desenez, pentru că pentru a crea, să zicem, ca artist, îți trebuie o liniște. O liniște, da, exterioară și o liniște interioară, care să se contopească și să poți să creezi. Ei, în ziua de azi, din artă mor de foame, foarte ușor. Da. Și poate la bătrânețe o să mă apuc. Așa cum sunt toți, lasă că ies eu la pensie și să vezi câte fac atunci, că o să am timp, da, mult mai mult timp. Mă rog, Lizzie, o să vă lase să aveți timp, fiindcă este foarte cuminte. Îmi povestea domnul Zoli înainte de emisiune că a avut doi câini mari, doi San Bernards, care nu-i mai aveți, nu? Nu-i mai am. Nu-i mai aveți. Iubirea aceasta pentru animale este... Cred că se dă, se primește când te naști. Cred că e efectiv un dar. Cred că este un dar și eu sunt printre cei norocoși în viața asta. Eu nu merg la servici. Pentru mine această meserie este un hobby. Eu mă distrez într-un fel, îmi place ce fac, nu mă obosește. Anul acesta n-am avut nici concediu. Îți cam leagă timpul, pentru că trebuie să fii, da, la momentul potrivit acolo. Bine, dar atunci cum percepeți, pentru că tot înainte vorbeam, acei oameni care deliberat, în mod absolut conștient, fac rău animalelor. Mă gândeam la acele metode barbare de a pogni, de sărbători, de a de a-i speria pe acești cățeluși care... Ceea ce mi-ați spus m-a impresionat foarte tare, să știți că am rămas cu acel gând de când a început emisiunea. Acel cățel care de sărbători, spuneți-mi dumneavoastră... Da. Deci, între Crăciun și Revelion am avut un caz care m-a impresionat. Am văzut multe la viața mea, dar acest lucru m-a impresionat atât ca și gravitatea cazului, ca și... nesimțirea, să nici nu știu cum să zic, a unor oameni. Da. Suntem needucați. Nici nu-i merităm pe câinii ăștia. Ei ne iubesc indiferent cum suntem. Că sunt sărac, că sunt bogat, că sunt urât, că sunt frumos, mă iubește. Noi, da, nu putem să facem necondiționat, asta. Necondiționat, dar noi nu avem puterea asta. Petarda aruncată pe supoartă, câinele ia petarda în gură, în momentul exploziei se produce practic sfârtecarea organului respectiv, a limbii, limba cu care de fapt își exprimă dragostea față de noi. Da, atunci când ne, da, lim mâinile, atunci, da, când ne din păcate iubesc. Involuăm. Din păcate. Și suntem totuși natură umană și se spune că noi ar trebui să fim sortiți evoluției. Evoluției spirituale, evoluției morale, nu cred că există asta. Ce s-a întâmplat cu acel câine? Ați putut să-l salvați, domnul Zoli? Din păcate nu, n-am putut să-l salvez, l-am eutanasiat, având în vedere faptul că fără limbă, nu se putea hrăni, nu putea să bea apă, avea 15 ani, n-aveai cum, era oricum, câinele era pe final, dar merita un final lin. Da, aceștia suntem noi, niște, când se folosește acel apelativ, ești un animal, este foarte greșit spus, da, exact, pentru că omul este de multe ori un animal, animalul este mult mai uman, culmea paradoxului, decât... Cred că problema e, da, că nu prea mai citim. Da, din păcate nu prea mai citim și din cauza asta nu prea mai știm să iubim. Să iubim așa cum ar trebui. Domnul Zoli, trecem peste subiectul trist. Nu trebuie să ne audă Lizzie, care e foarte cu minte. Sincer, când mi-a spus că veniți cu ea, n-am crezut că o să stea în brațe așa de liniștită și de pașnică. Dacă cum vă ține cu lăbuța de mână, e clar că acolo e siguranța stăpânului. Se simte în siguranță, da. Se simte în siguranță și e fericită. În siguranță se simte și un părinte atunci când propriul fiu, propriul copil îi urmează visul. Trebuie să spunem despre domnul Zoli că a stat într-un cămin acolo la... Da. Când a fost student, într-un, da, cămin din București, unde ați urmat cursurile facultății, da, de medicină veterinară. Da. Cum
unde a ajuns fiul dumneavoastră să stea tot acolo, să facă același lucru? L-ați influențat? Cred că a fost influențat, dar involuntar. Involuntar, pentru că el, când venea de la grădiniță, nu aveam unde să-l, în prima parte, să-l ținem și venea la cabinet, unde stătea pe un scaun și vedea fel și fel de lucruri, intervenții chirurgicale, consultații, vedea câini, pisici, da, păsări. Și era obișnuit cu treaba asta, nearătând faptul că el de fapt este pasionat, pentru că el vedea lucrurile acestea zilnic. Un copil care nu vede zilnic aceste lucruri, în ochii lui, la acel copil vezi că... Da. Vezi lumina aceea, că wow! El vedea asta zilnic. Îi se părea firesc, îi se părea la normal. La un moment dat, că nu, fiecare părinte întreabă ce vrei să devii când te faci mare și nu știu ce. Nu prea știa. În clasa a 11-a, a spus că vrea să fie medic veterinar, i-am spus să faci ceea ce îți place și să n-ai un șef direct totuși, să fii șeful tău, să hotărăști tu. Să nu stai sub control tot timpul. A hotărât asta, atunci evident eu și soția mea l-am încurajat și l-am susținut, pentru că trebuie să te pregătești, trebuie să faci meditații, evident. Trebuie să... El a intrat din prima, a intrat din vreo 300 de candidați al 16-lea ca medie. Chiar am avut o intervenție ușoară la care l-am implicat pe el ca să simtă gustul, să pună mâna, și în timpul intervenției cred că un pic l-am certat, tonalitatea vocii a fost mai ridicat, mai ridicat și el îmi spune așa în șoaptă și în glumă că vezi că eu am intrat cu 9,60, tu cu 9,50. Da, că... unul cu 9,60 al 16-lea, da, și unul cu 9,50 al 132-lea. Da, deci e... Da. Mă bucur că o să mă urmeze. Și sper să își facă meseria cu aceeași dragoste cu care o fac eu. Cu siguranță nu este nimic întâmplător pe lume. Pe mine totdeauna m-a făcut fericită să știu despre familii fericite și familii minunate. Am să vă citesc ceva și dumneavoastră va trebui să vă gândiți cine v-a caracterizat în acest fel. Când era mic, avea o cățelușă, trebuie să mut un pic ca să nu vă prindeți, o cățelușă caniș care se numea Lesi. Era foarte deșteaptă și petreceau mult timp împreună. A trăit mulți ani Lesi și el era student când a operat-o pe Lesi, împreună cu domnul doctor Punconski? Bordoș. A fost o reușită acea operație și ce ne mai putem aminti este că aveam un acvariu și se uita cu orele la peștii din acvariu. Se uita cum ies peștișorii, cum cresc, se uita la cum înnoată. Era ceva deosebit faptul că nu se plictisea să stea să mediteze atâtea ore. Asta liniștea și aducea foarte multă bucurie. Da, este o caracterizare făcută de mama mea. Greșit. Da? Nu. Mai aveți o variantă. Sora mea? Da. Da, da, sora dumneavoastră, așa... adevărul este că și mama și sora dumneavoastră vorbesc cu o admirație profundă și de asta am spus că sunteți o familie fericită. Dumneavoastră vorbiți despre fiul dumneavoastră cu o bucurie și cu o mândrie reală și profundă. Cât mai are fiul până termină? Este încă student? Este anul întâi, deci are cel puțin 5 ani. Stați că e la început de drum. Este vorba aceea că primii 6 ani sunt grei până să-și dea anul 3. Nu, la el nu o să fie cazul. În căminul acela am stat și eu. Cei mai frumoși ani din studenție reprezintă viața de cămin, practic. Da. Acolo a terminat și cumnatul meu, soția cumnatului meu. Deci sunteți o familie. Acolo de... Acolo a terminat și bunicul băiatului meu. Deci are tradiție. Nici n-am știut asta, deci căminul acela ar trebui să aibă în pereți impregnată emoția unei familii întregi, da, de la mic la mare, bunic. Da. Și iată acum băiatul, cum îl cheamă? Tot Zoli cheamă. Tot Zoli cheamă. Zoli este cel care duce... Al patrulea Zoli. Al patrulea Zoli. Prietenii spun că
sunt neinspirat, dar am vrut să duc tradiția numelui mai încolo. Dar de ce spuneți al patrulea? Și bunicul a fost tot... Bunicul meu din partea tatălui, tatăl meu, eu și el. Fără cuvinte. Așa, și Zoli cel mic, ca să spunem prâslea, va lucra cu dumneavoastră vreodată, vă gândiți, a gândit și el după ce va termina cei încă 5 ani? Care au nu știu să spun. L-ar exact, tenta, pentru că la cabinetul unde lucrați, el s-a format, putem spune așa. Cum spuneați da, că îi se prea firesc, dar totuși... Meseria se fură. Eu aș dori să stea un pic cu mine, să fure un pic meserie, după aceea să, cu cunoștințele pe care le va dobândi, cele moderne, să meargă mai încolo. Tot sora spunea așa, eu cred că el este de fapt și protejat și ghidat divin, pentru că uneori chiar spune că sunt situații când simte că cineva lucrează prin el și îl va ajuta ca să fie bine și ca să meargă toate lucrurile așa cum trebuie. Sunteți un om împlinit? Sunteți un, da, un om care se declară mulțumit de ceea ce i s-a întâmplat? Profesia este cea visată. Doctor de porci, dar doctor de animale, un medic veterinar cu mare, mare devotament face ceea ce faceți, pentru că eu nu vorbesc gratuit, știu din mai multe părți. Sunt informată și sunteți foarte bine văzut ca medic. Un familist convins, un iubitor de animale, avem aici exemplul în studio. Ce v-ați mai dori, domnul Zoli, de la viață? Poate să văd nepoții. Da, este... Sunt împlinit. Adică întotdeauna am fost mulțumit cu ceea ce am. Nu sunt genul de om care să-și dorească lucruri mari, cumva. Am o familie frumoasă, avem meserii frumoase, avem un copil sănătos care își vede de treaba lui și învață. Este singurul copil? Mai aveți și alți copili? Nu. Este singurul copil, da. Deci, da, clar. Singurul Zoli. Da, alți, da, Zoli nu, da, mai aveți. Da. Cel care va duce mai departe de tradiția familiei. Cum este o zi specială din viața familiei dumneavoastră? O zi de sărbătoare sau o zi când vă adunați cu toții să stați împreună și nu să petreceți momente împreună? Nu sau nu prea aveți timp? Nu prea avem timp. Da, timpul ne omoară. Dar este o zi în care suntem împreună și îmi face o mare plăcere. Ziua asta o organizează ca și masă mama mea. E vorba de Crăciun. Suntem toți acolo și... abia aștept să vină în fiecare an ziua respectivă. Haideți să continui ce spunea sora. În curte are găini și rațe, aproximativ 100, pe care nu le taie. Cred că sunt cele mai longevive păsări dintr-o curte din Brașov. Ele mor de moarte naturală pentru că nu poate să le taie. Așa este? Da, le țineți, da, pur și simplu? Da, mamă, dacă stai printre ele și le studiezi un pic, vezi că între ele există niște relații de prietenie, de... De dușmănie. De dușmănie, dar da, nu chiar ca la oameni. E, așa, nu, cu siguranță. Dar au niște relații. Cumpăr porumbul cu 3 lei kilu, vă dați seama că acum nu mai am 100, dar am 30 de rațe care mănâncă și vreo 20 de găini care nu ouă. Cred că datorită vârstei. Cu siguranță. Da. Cu siguranță. Iar domnișoara Lizzie probabil că se înțelege foarte bine cu ele. Cu rațele se înțelege bine pentru că a luat bătaie de la o rață. Am avut o rață pe care a fost mai... am crescut-o în casă că a avut niște probleme și rața aceea a corectat-o pe domnișoara Lizzie, care ea a vrut să își demonstreze calitățile de cățea de vânătoare. Păi, corect. Așa, a luat-o și acum crede că orice rață poate să o bată pe ea și de rață e cam frică. Săracă, deci și-a învățat lecția. Da. În schimb, cu găinile trebuie să avem grijă că nu le iartă. Oh, vai, Lizzie! Le aleargă, nu le face nimic rău, dar le aleargă. Cred că a înțeles că a pus ochii în pământ și știe că nu e bine ceea ce face. Mm. În afară de, pentru că sunteți pasionat de animale, logic, le iubiți așa de mult, în afară de rațe, găini și cățel, ce animal v-ați mai dori să aveți? Și de ce vă întreb? Pentru că fica mea când era mică își dorea foarte mult un măgăruș și mă gândeam, Doamne, de unde să-i fac eu? Cum să-i îndeplinesc eu dorința asta în grădină? Unde să țin un măgar? Bine, acum cred că i-a trecut sau sper să-i fi trecut.
Poți, ce să zic, de unde poți să achiziționezi? De la stâne poți, dar ce am înțeles că sunt destul de răzbunători, așa, adică trebuie să fii cam cum se cade cu măgarul. Fiecare ar trebui să-și cumpere un animal căruia poate să-i ofere condițiile respective, chiar dacă ne plac sau nu. Văd multe cazuri și animalele acestea suferă. Înainte, întotdeauna, să ne cumpărăm un animal, trebuie să ne documentăm de ce nevoile. Da. Mă rog, acum un măgar nu necesită niște condiții și nici furajare specială. Trebuie să testați dacă i-a trecut sau nu. Nu, i-a trecut pentru că acum e vorba de copiii ei care să sperăm că nu-și doresc același lucru. Da. Este foarte frumos să ai o responsabilitate. Eu lucrând și cu copiii la școală, mulți părinți îmi spun: Doamnă, eu le-am cumpărat un animal de companie tocmai pentru a le dezvolta această responsabilitate, dar ei m-au dezamăgit pentru că nu au grijă de... Au murit de foame, broaște țestoase, mici, au murit de foame hamster, pentru că ei au promis că îi îngrijesc. Greșeala părinților. Da, corect. Părinții vor prea multe. Poate că am avut o copilărie în care am avut multe minusuri. Se poate. Observ la părinți că fiecare fetiță trebuie să facă balet, trebuie să facă pian, trebuie să facă... Practic îi mănânci copilăria. Fiecare se naște pentru ceva și trebuie să ai ochii să-l vezi ce are nevoie. Eu nu știu câți ani mi-am dorit să am un câine în casă, pe Lesie, această Lesie pe care ați amintit-o dumneavoastră, cățeaua aceea caniș, pe care tatăl meu, pe ascuns, cumva, fără știrea mamei, a făcut rost și de Crăciun am primit-o. A fost cel mai urât Crăciun al meu, singurul Crăciun urât. De ce? Pentru că mama mea nu a dorit acest cățel în casă. În orice caz, după ce m-am căsătorit, mama mea a procedat foarte bine, spunând: cu mine nu stă niciunul în casă, ia banul și du-te, plătește chiria pe un an. Și a făcut foarte bine. Poți să iei ce dorești din casă, dar nu iei biblioteca și pe Lesie. A, și pe Lesie? Da, deci au rămas cele mai bune prietene. Și vedeți, la început... N-ar fi acceptat-o, n-a dorit-o. Cum? Dar asta vreau să mă întorc, că eu mi-am dorit foarte mult să am un câine. Vreau să-mi cumpăr un papagal, dar eu doream un câine și până la urmă l-am obținut și am avut mare grijă de acea cățelușă. Deci fiecare copil, nu pot să îl oblig să aibă un câine sau o pisică ca să îl încurajez să aibă simțurile acestea să... Ca să fie în fiecare zi atent, să-i dea să mănânce, să-i trebuie să vină din interior. Da. Trebuie să-ți dorești. Ca orice lucru. Dacă nu ți-l dorești și nu-ți place, nu-l fă. Este o lecție pentru părinții care nu trebuie să fie supărați pe copiii care nu știu să-și dedice timpul unui animăluț, pentru că probabil nu nici nu și l-au dorit foarte tare. Sigur, sau dacă și este talentat în altceva. Și este sau își dorește îndreptat altceva. Către altă pasiune. Sigur. Sau către alt domeniu, ca, cu siguranță. Iar domeniul domnului Zoli Adam este acela al acestei lumi frumoase animalelor, pentru că ne apropiem de final acum și eu voiam să vă felicit. Această lume frumoasă este o lume care ne înfrumusețează și pe noi sufletește. Noi, ca oameni, avem de învățat foarte multe de la animăluțele pe care le creștem. Mi-a plăcut... Mai mult sau mai puțin corect. Mark Twain a spus: cu cât cunosc mai mulți oameni, cu atât îmi iubesc câinele mai mult. Superb. Și așa este. Superb. Cu asta ați încheiat într-un mod apoteotic discuția noastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Zoli. Și eu mulțumesc frumos pentru invitație. Îți mulțumesc foarte mult, cățelușă cu minte, Lizzie, foarte cu minte, foarte înțeleaptă, foarte deșteaptă și foarte iubitoare. Pentru răbdarea pe care ai avut-o să stai 25 de minute alături de noi. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit, oferindu-vă astăzi un alt fel de emisiune. Haideți să ne apropiem de brașovenii noștri dragi, de brașoveni, oameni importanți, cunoscându-le pasiunile, cunoscându-le meseriile, cunoscându-i ca oameni. Pentru că în felul acesta ajungem să
ținem mai mult unii la alții, să fim mai buni, să fim mai înțelepți, așa cum ne dovedesc de foarte multe ori necuvântătoarele, cele care ne pot fi un bun exemplu pe parcursul vieții noastre, și nu vorbesc mult când spun asta. Vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Sunt Irina Palade, toate cele bune până data viitoare, la revedere!